Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca este acasă, contact direct, puștiul lui cel mic are COVID. Se simte bine, ne zice. Și ca atare l-auziți prin Skype în dimineața asta. O să mai rezolvăm problemele astea tehnice zilele următoare, o să vedeți. Am vrea să purtăm o discuție. Acum vă invităm și pe voi, prieteni, la o discuție despre felul în care se mai interacționează cu autoritățile în caz de suspiciune de COVID. Cum merge cu testarea, dacă ați remarcat, dacă ați fost să vă testați, dacă este multă lume la teste, cum merge cu carantina, dacă aveți rude în spital sau dacă sunteți în spital, sunați-ne la 0372069599 să discutăm un pic despre cum mai e să fii bolnav de COVID în al doilea an al pandemiei, că este practic al doilea an, nu? Al pandemiei. Da. Intrăm curând în al doilea an al pandemiei. Al doilea? Eu cred că intrăm în al treilea curând. Al treilea, mă? De al când? Al treilea. Nu, 2019. Al patrulea, ziceți. 2020-2021. Da. Bine, al treilea. Bine, okay. Domnul Luca, vă simțiți bine? Eu mă simt bine. Radu a făcut febra azi noapte. În rest, ieri n-a avut... Radu, mare, spune-ne, reamintește ascultătorilor câți ani are Radu și unde crezi că s-a infectat? Radu are 9 ani și urma să-l vaccinăm săptămâna asta. Se pare că noi când ne programăm să ne vaccinăm, ne îmbolnăvim. Eu nu o să mai fac nicio programare de acum înainte. O să merg spontan. Pentru deci, că, urma pentru să că și data trecută, când prima sau prima dată când tu ai făcut COVID, trebuia să te vaccinezi. A doua zi. Da. Am ieșit pozitiv azi și mâine trebuia să mă duc la vaccin, la din Focșani. Așa. În fine, acum Radu a avut dureri în gât și dureri de cap. I-am făcut eu un test antigen acasă, care a ieșit pozitiv. M-am testat și eu și l-am testat și pe Ștefan, noi suntem negativi. Dar acum să vedem cât de bine funcționează imunitatea mea, pentru că ieri am comandat niște burgeri la prânz și Radu săracu n-a putut să termine. Știți ce zic? Aha. Și eu n-am putut să mă abțin și am mâncat după el. Adică da, înțeleg că contact. Pentru Oana, soția ta, n-ai mai avut teste... Când nu, de-aia se simt foarte bine, adică n-are absolut nimic și am le duc zi. Și ție ți era foame, de-aia te-ai testat. Așa, zi cum ai făcut ieri. Dar nu uitați că vă așteptăm, stai puțin, nu uitați că vă așteptăm la discuție. 0372069599, sunați-ne, vrem să vă invităm la această discuție despre cum mai e să fii suspect, contact, bolnav de COVID în România la... 2 ani și jumătate. 2 ani și ceva. De la începerea pandemiei. Da, Luca. Așadar, testul lui Radu a ieșit pozitiv. I-am dat mesaj învățătoarei să-i transmită asta și dânsa m-a rugat să oficializăm cumva acest test, pentru că altfel nu poate să ia măsuri. Așa e procedura. Deci trebuie să fie un rezultat pozitiv oficial, nu doar al testului făcut acasă. Și mi-am adus aminte că acum, încă de duminică, s-a anunțat că în cazuri de simptome ușoare se merge la spital, nu mai vin salvările acasă, pentru că nu mai face față DSP-ul din București. Uh-huh. Am găsit lista spitalelor care fac teste, am identificat acolo spitalul Balș, unde era program non-stop, am luat copiii în mașină și m-am dus la Balș cu ei. Da. La Balș, când am ajuns, un asistent foarte drăguț a ieșit și ne-a spus că e o greșeală pe site, că nu e program non-stop la Balș. Și că ei au avut 300 de teste pentru ziua de ieri, pe care le epuizaseră încă de la ora 19, eu am ajuns pe acolo spre 20, și mi-a spus că procedura e în felul următor. Deci, în 300? Cazul în care 300 avuseseră ieri, da, mi-a spus. Trebuie să sun la DSP, să anunț că ești bolnav sau că ai simptome puternice, și ei îți trimit un cod. Pe baza acelui cod te duci la unul dintre aceste teste de, la unul dintre aceste centre de testare. Uh-huh. Pentru a face un test gratuit PCR. Și ai sunat din mașină? Nu, am revenit acasă. Păi îmi spusese că oricum la ei nu mai aveau locuri, deci de pomană mai stăteam acolo. M-am dus acasă, am sunat la DSP. A fost foarte drăguț omul de acolo. Au răspuns destul de repede, în vreo 5 minute mi s-a răspuns. I-am spus care e situația și mi-a zis ce simptome are copilul. Zice, o să vă citesc eu dintr-o listă și îmi spuneți. Tușește? Zic, nu. Febră are? Nu. Gust, miros? Are.
și mai era ceva, nu mai știu ce. Deci practic n-avea nimic. Zic, stați puțin, moment, zic, îl doare în gât, a avut frisoane, febră nu, dar frisoane, durere de cap și are și un test pozitiv. Zice, da, dar eu trebuie să trec unul dintre astea de aici. Zic, bine, trece tuse. Și a trecut tuse, mi-a trimis codul pe mail pentru test și am trecut la al doilea copil, la Ștefan, și a trebuit să o iau de la capăt pentru că lor sistemul nu le permite să rețină adresă, număr de telefon, mail, și a trebuit să-i dictez din nou toate alea, deci aici se pierde ceva timp în condițiile în care de obicei într-o gospodărie sunt mai mulți oameni presupus contacti. Pentru mine nu mi-a dat test. Adică zic că dacă n-ai simptome, nu faci test gratis. Te duci matale cu plată undeva. Ți-l plătești. Test. Da. Te-ai testat? Am luat așadar pentru copii. Te-ai testat? Da, și am sunat la... Cât mai costă? Păi nu, n-auzi că e gratis pentru copii? E gratis. Nu, te-am întrebat dacă te-ai testat și tu undeva. Da, eu nu te-am auzit bine. Ah. Eu n-am absolut... Și am teste acasă, o să mă mai testez acasă până una alta. Un test PCR, mă, normal, costă până în 200 de lei, că m-am testat înainte să plec în vacanță recent. Ca să închei, am sunat la Babeș, unde avea program până la ora 22 și m-au rugat să vin mâine, adică azi. Era ora 9, când am, 9 fără însări când am sunat și mi-a zis că e multă lume și nu mai au timp să... Adică până ajung eu acolo e prea târziu. Și pe urmă m-a sunat un prieten, mai am un prieten care are COVID și care fusese la Filantropia. Și mi-a zis, știi cum e, ca pe vremuri, zice, du-te la Filantropia că nu e nimeni. Da. S-a băgat este la Filantropia și e liber. Exact. Am îmbarcat copiii în mașină, ne-am dus la Filantropia. La Filantropia erau două persoane înaintea noastră și au testat în 3 minute. Doamnele de acolo au zis, toată lumea care s-a testat azi e pozitivă, sunt foarte multe cazuri. Deci asta e ideea, nu mai vine salvarea acasă decât dacă ești în stare gravă. Dacă ai simptome moderate sau ușoare, trebuie însă să suni la DSP, să primești un cod și pe baza acelui cod te duci la spital să te testezi gratuit. Și celălalt puști se simte bine deocamdată. Da. Noi restul suntem, el e vaccinat. Ștefan are 12 ani și l-am vaccinat luna trecută. Astfel încât să sperăm că o să treacă ușor. Și vom vedea cu Radu deocamdată asta. Deci, ți-au venit rezultatele peste noapte sau încă aștepți rezultatele oficiale? Nu. Păi dacă am recoltat aseară la 10 fără 20, să cred că o să vin mai devreme de diseară. Că na, durează puțin. Și astăzi te gândi ce gătești? Astăzi fac un curry, cât mai am gust. Mă bucur de el. Așa, m-am interesat, deci, pentru persoane vaccinate, carantina în caz de contact direct este de 5 zile, așa că de luni, în mod normal, dacă nu dezvolt simptome, o să vin la radio. Pentru persoane care sunt pozitive și sunt vaccinate, e de 7 zile. Deci, dacă mă pozitivez, trebuie să mai stau încă 7 zile din momentul în care sunt pozitiv. Dar poate scap. Adică dacă scap și am mâncat și burger, înseamnă că am o... Ai o imunitate beton. Vis, da. Da, e, uite, tot îți făcusei tu provizii acum 2 ani când s-a dat alarma aia mare. Nu știu dacă mai ai din... Mai am orez. Orez, paste, hârtie igienică, nu știu ce mai... Eu am început să mănânc din supele instant pe care le-am luat atunci, serios. Sunt foarte nasoale. Foarte nasoale. Dar mi-e târșe să le arunc. Și ca atare, din când în când, când sunt singur, când e plecată Ione pe undeva cu treabă, mai desfac o cutie de aia de supă instant și o mănânc cu noodle și aia dinăuntru. Mi-e ca în scârbă, dar asta e. Decât să le arunc, mai bine le mănânc. Oricum, eu vreau să vă mai spun un lucru apropo de să revenim la COVID cu copiii, că am vorbit cu cadrele didactice atât de la Radu cât și de la Ștefan cu ocazia asta. Și am aflat că la Radu în clasă, de exemplu, mai sunt încă două cazuri. Bine, noi fusesem avertizați de învățătoare încă de vineri că au un caz în clasă și ne ruga să-i testăm pentru marți. Adică eu oricum l-aș fi testat înaintea revenirii la școală, chiar dacă n-am primit încă testele de la minister, alea vin săptămâna asta, că știți că a fost situația cu întârzierea, nu știu ce. În altă ordine de idei, la Ștefan în clasă, de exemplu, sunt doi copii bolnavi și ambii cu febră puternică. Au făcut teste și de-abia la al treilea test a ieșit pozitiv. Acum nu știu dacă părinții n-au făcut testul așa cum trebuie, dar cert e că dacă aveți copii care au simptome de răceală, dureri de cap, febră,
mai bine țineți-i acasă. Da? Și dacă nu reușiți să-i testați, sunați la DSP, cum v-am zis, și cereți acolo un cod de testare și vă duceți și vă testați copilul. Numărul este 021-9462 pentru DSP București, cel puțin. Așa că asta e, nu vă jucați, pentru că pare a fi un pic mai agresiv la copii decât precedentul. Adică la precedenta tulpină, când am fost eu destul de rău și soția mea a ajuns chiar în spital, copiii au scăpat cu o durere de cap seara, a doua zi erau deja bine. Acum pare că e mai cu febră, un pic mai complicat. Observ că ai foarte multe date, inclusiv numărul de telefon. Cineva a observat pe WhatsApp într-un mesaj că ești foarte bine informat. Mă aștept ca Luca acum să apară pe la televizor, pe la diferite televiziuni și să dea sfaturi pentru care experiențe unice. Nu, vă promit exclusivitate. Mulțumim. Altfel, 180 de lei testul PCR sau 240, depinde de regiune, probabil, și de locul unde s-au testat fiecare. Eu n-am prins cu 180 de lei niciodată. Nici eu n-am prins. Peste 200 a fost de fiecare dată. Eu sper nici să nu prind și să n-am nevoie. Da, bine, Luca. Mulțumim, Luca, mulțumim pentru toate detaliile. Continuăm să vorbim, rămâi cu noi și vedem cum e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.